Este anchetă la un liceu cu profil tehnologic din Vaslui. Un elev a ajuns la spital cu urechea tăiată după ce ar fi fost lovit în cap cu un cancioc. Profesorul maestru l-ar fi pedepsit astfel pentru că a vorbit urât. Băiatul a anunțat și poliția, dar dascălul neagă toate acuzațiile. Când s-ar fi întâmplat totul, elevii făceau practica obligatorie de la sfârșit de an în prezența maestrului. Băiatul ar fi scăpat pe jos mortar și a fost mustrat de profesorul supraveghetor. Elevul recunoaște că i-a răspuns urât. Ai vorbit urât, da. Ce le dăm, dar tu mai bani nu știi, stai, mai doi bani și mai doi bani și dați. După mi-a dat vădorul, e ca încă. După incident, chiar maestrul a sunat la ambulanță. Băiatul de 16 ani a ajuns la spital cu urechea tăiată și o lovitură la cap. Echipajul a găsit copilul conștient, prezenta un hematom epicranian și o plagă la nivelul urechii de dimensiuni mici. Momentan este stabil hemodinamic sub investigație. Nu e cazul de internare, va pleca acasă. Pe lângă conducerea școlii și poliția a început o anchetă. Elevul spune că profesorului i-a dat canciocul în cap. Domnul maestru spune că nu a fost așa. Se va institui o comisie de disciplină la nivelul liceului prin Consiliul Profesoral, care va analiza cazul respectiv, având în vedere împrejurările în care a fost el fapta comisă. În prezent se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii, infracțiunii de purtare abuzivă. Profesorul acuzat nu a vrut să comenteze incidentul.